Vorbim despre alergat, alergatul mai ales în rândul amatorilor. Se știe că e activitate benefică, dar totuși ce riscuri presupune joggingul? Alergatul e categoric o activitate benefică organismului uman și practic e a doua cea mai simplă activitate după mers, că și mersul trebuie să-l considerăm activitate fizică, dar că este făcut susținut, dacă sunt câțiva kilometri parcurs fără pauză, fără întrupe, și mersul e o activitate fizică benefică sănătății. Alergatul are o serie întreagă de riscuri, dar aceste riscuri provin mai ales din faptul că sportivul amator, că de sportivi amator vorbim, fac o serie de greșeli. Și de fapt riscurile sunt legate foarte mult de greșeli. Ne încălzim insuficient sau deloc. Am ajuns în parc sau acolo unde alergăm pe pista de tartan ideal și am dat drumul la alergare, fără niciun fel de încălzire. Nu ne hidratăm corespunzător. Nu avem încălțăminte. Aici e o mare hibă, pentru că sportivul amator consideră o investiție relativ mare niște pantofi sport în condiții care e tot felul de Adidas pe acasă și nu investește în pantofi special de alergare. Alergăm mult pe suprafețe dure și eventual, cum am spus, prost încălțați. Terminăm efortul, nu mai avem timp, chef să facem o revenire, să facem stretching-ul după. Atunci toți acești factori cresc foarte mult incidența accidentărilor. Acum, paleta de accidentări poate fi relativ diversă. Din fericire, și nu spun acum ca să calmez pe cei care ne privesc online, ci pur și simplu că aceasta este realitatea, nu vorbim de accidentări grave. Deci sunt accidentări multe, dar de gravitate mică. În sensul că apar tot felul de inflamații la nivelul genunchiului, jumper knee sau sindromul patelar sau tendinita patelară sau tendinita rotuliană, că sunt sinonime, că este o inflamație plasată sub rotulă. Poate să apară sindrom de bandelete iliotibial, o durere pe fața externă a genunchiului, o bandeletă care se inflamează. Poate să apară tot felul de probleme la tendonul ahilean, inflamații. Poate să apară fasciite, inflamații ale fascii, ale fasciei plantare. Deci sunt o serie de inflamații, mai mult sau mai puțin specifice ale rei, care apar. Cu cât factorii de care vorbeam înainte sunt mai bine respectați, cu atât incidența lor e mai mică. Evident că pot apărea și rupturi musculare. Dacă e mai frig afară, nu m-am încălzit deloc și am pornit ca din glonț, pot să am o greu de crezut totală, o ruptură parțială musculară, o ruptură fibrilară. Dar pot exista. Adică lucrurile astea trebuie să le luăm în calcul. Și mai e un aspect. Am văzut în ultimul timp, cel puțin la pacienții pe care îi văd eu în MedLife, o anumită dorință de a arde etapele. Deci, om de birou, de bancă, de asigurări, de unde vine el, 35 de ani sau 37 de ani, eventual și mamă, în două luni vrea să facă maraton. Și explici, doamne, nu se poate, nu poți să sari. Există o dorință fantastică de a arde etapele și de multe ori accidentările, nici măcar nu sunt neapărat accidentări, cât sunt supra-solicitări. Și atunci supra-solicitarea, un genunchi sau o gleză începe să se umple, dar nu neapărat că avem un substrat patologic. Trebuie să avem foarte multă grijă și aici sunt companii care deja își organizează angajați care vor să facă sport și le aduc antrenori. Și ăsta e un aspect foarte important și o felicit întotdeauna inițiative de tipul ăsta, că asta nu ține nici de mine ca medic sportiv, nici de un kinetoterapeut, până la urmă, nici de un medic de recuperație, de știința sportului, știința antrenamentului. Și aici trebuie un preparator fizic sau și mai bine un antrenor de atletism care să dozeze, să etapizeze
tot acest efort și să o facă cât mai științific cu putință. Din păcate, într-o lume dominată de internet, așa cum de multe ori se caută diagnostice și soluții de tratament pe net, la fel de mult sau poate chiar mai mult se caută și programe de alergare. Și atunci foarte mulți sportivi amatori, ei nu mai au contact nici măcar o dată în viață cu un antrenor, cu o persoană dedicată care să managementuiască, să facă toată această schemă de alergare și iau niște informații, dar e bine măcar că și le au așa și nu aleargă complet haotic, cum se mai întâmplă în unele cazuri. Ce se spune cel mai des ca risc despre alergat este că în timp se distrug genunchii. Dumneavoastră spuneți că nu e adevărat. Dacă e practicat corect... Da, nu, nu. Dacă așa. E practicat corect, nu. Nu există o uzură. Există o uzură, dar să fim serioși, uzura există normal și la oameni care nu fac sport deloc. Și sedentarismul, exact, în timp. Nu trebuie să... Așa, normal, și medicii de echipă, și eu ca medic sportiv, dacă ne întreabă o persoană a 40 de ani ce să fac, a spus, spune că să facă not. Că nu punem deoc pe presiune pe trenul inferior. Durere de spate sunt extrem de frecvente oamenii care stau la birou 10-11 ore pe zi și atunci notul mă ajută mult mai bine decât alergatul pentru durere de spate. Dar altfel, alergatul, din punctul meu de vedere, este o activitate profund umană, că este bipedă, profund umană, pe care, dacă o facem cu cap, nu are ce să ne dăuneze, ci din potrivă este excelent pentru tonusul fizic și psihic al nostru. Excelent, un aliat al unui fizic și psihic ok. Nu trebuie însă să uităm că de foarte multe ori începem să alergăm având anumite probleme. Și atunci e incorect. Dacă noi avem, de exemplu, o degradare a cartilajului de vârstă sau din alte, de la o ruptură de meniz veche neglijată, nu trebuie să punem în cârca, în spatele alergării, niște lucruri pe care noi le aveam. Adică, nu, cum să spun, am întâlnit situația asta de câteva ori. Patologia preexistentă, bolile pe care persoana respectivă le avea înainte, n-au niciun fel de legătură cu ce s-a întâmplat. Trebuie să fie un pic de corectitudine, până la urmă, să spun așa. Să disociem aspectele acestea. Persoanelor supraponderale le este recomandat alergat în primul rând sau e un efort prea mare? Categorică la o persoană obeză, cu obezitate de grad 3, cu obezitate de grad 4, pe atât trebuie să-l slăbești, că nu au cum să reziste gleznele, genunchi. După ce îl slăbești, de obicei începe piscină. La un moment dat, când ajunge la un IMC, un 30, un 32, în obezitate de grad 1, o supraponderabilitate, atunci, într-adevăr, putem să dăm drumul la alergare. Nu alergă și practic alergarea este o verigă din ceea ce se numește sport, pătrățel. Până la urmă noi trebuie să promovăm toată tabla, toate pătrățelele numite sport și fiecare la un moment dat își alege din multitudinea de soluții. Să nu uităm însă și de partea cealaltă care ție de dietă, adică la o persoană supraponderală trebuie atacat pe evident, lucrul ăsta trebuie atacat pe ambele zone, adică să atacăm și pe zona de dietă, să atacăm și pe zona de sport și așa vom avea, nu peste noapte, în timp succes. Există și aici, spuneam că toată lumea își dorește în câteva luni să alegi un maraton, cam așa e și cu slăbitul. Am pus 30 de kilograme în plus în 5 ani și aș vrea să-i dau un maxim 5 luni. E o chestie ușor nerealistă. În toate lucrurile care le facem, și aici vorbesc și ca medic, dar și ca om care are 2 copii, în toate lucrurile care le facem și în toate targetele, task-urile pe care ni le autostabilim, trebuie să fim realiști. Lipsa de realism duce, și nu mă refer doar la alergare, la probleme.